Donald Trump pare invincibil. A fost achitat de Senatul american în procesul în care era acuzat de instigare la insurecție și acum are drumul liber spre o nouă candidatură în 2024. Democrații nu au strâns suficiente voturi pentru punerea lui Trump sub acuzare. 57 de senatori au votat pentru condamnare, dintre care 7 republicani. Era nevoie însă de 67 de voturi pentru inculparea lui Trump. Sunt nerăbdător să merg mai departe, a spus fostul președinte american imediat după verdict. I don't grapple with anybody. We finished the grappling in that room and we slammed them down on the mat and won this case. There's no grappling anymore. We won, not guilty. What we saw in that Senate today was a cowardly group of Republicans who apparently have no options because they were afraid to defend their job, respect the institution in which they serve. Deci iată că Trump din nou poate să pozeze în victima care a fost terfelită public în acest proces de impeachment, care, iată, nu a fost validat pentru a doua oară. Deci este președintele cu două proceduri de acestea de impeachment, ambele invalidate. Dincolo de asta, cred că nu se poate pregăti prea mult pentru candidatură în 2024, asta pentru că aliații lui din partid l-au cam lăsat baltă, unii vor cu tot să se dezică de acest curent trumpist și să-și înființeze propriul partid. Deci vor fi lucrurile puțin mai complicate peste 4 ani. Nu va mai avea același sprijin. Mie mi se pare ceva mai important decât aliații sau nealiații din partid, colegii lui de partid. Mi se pare important faptul că el are 50% dintre americanii care au votat de partea lui. Sau, mă rog, 49%, puțin sub jumătate. Ce se va întâmpla cu masa aia mare de oameni care sunt de acord cu discursul lui Trump, oricât de aberant ne pare nouă de aici, de la distanță, dacă oamenii ăștia nu cumva își vor întări convingerile pe fondul ăsta de criză, de sărăcie, de șomaj din America și peste 4 ani Trump nu o să se întoarcă mai puternic.